Bine, te-am revăzut, sau cum să zic, că nici măcar pe Zoom, pe ecran, nu te-am văzut de un secol, Emma, dragă. Bine, Da, ne regăsim da, bine cumva. că ne regăsim cumva. Dacă ne-am întâlnit pe stradă, cred că ne-am recunoaște totuși, după Mai atâta da. nevedere, da. Uite Așa că a e. sosit și clipa, mult așteptată, să vorbim despre un dicționar care stă să apară, tot stă să apară și la care am lucrat o groază de timp cu foarte multă lume. Emma, din câte bine mi-aduc aminte, tu, chiar dacă erai la Polirom în vremurile respective, tu nu ai fost redactorul sau nu ai fost într-un fel sau altul implicată pe parcursul aparițiilor din colecția noastră a treia Europa la Polirom. Așa e. Așa e. Da, așa e, ai dreptate. Da, sunt din 99 la Polirom, dar nu am lucrat nicio carte. Dar când Ei. a venit acest dicționar, mi-am dat seama că el datează ideea cu Așa. mult dinainte să vin eu în Polirom. Deci, Păi da. asta e o istorie de povestită. E o istorie de povestit. Acum cumva sunt răzbunată. Eu am lucrat cu tine la alte cărți personale și pot să spun, repet, în public, pentru publicul care să zicem că le-ar urmări, ai fost ca un fel de înger păzitor al acestor cărți, ale mele și nu numai ale mele. Deci ești unul dintre redactorii, acum bineînțeles e un omagiu acesta, unul din redactorii de mare top pe care România îi are, pentru inteligență, acuratețe, gust al perfecțiunii, care înțeleg că nu e bun. Tu ce zici de chestia asta, Emma? Ai văzut ce nebunie e și cu dicționarul nostru. Ce-i să fii perfecționist? Nu-i bine, dar totuși. Știi ce mă uimește? Mă uimește că îmi spui tu că ești perfecționistă și așa, știi, tu, la ale cărei cărți, un redactor nu prea are ce să facă, știi? Deci, tu care ești cu visul redactorului, că n-are de corectat mult, n-are de verificat mult, n-are... măi, dar acum, întorcându-ne la dicționar și la... eu cred că puțin pot să-și dea seama, puțin din cei care o să-l citească și o să-l consulte, o să-și dea seama cât uriașă, imensă muncă e în spatele lui. Deci, de la idee, de când ați plecat voi, până la reunit echipă și până la selectat materialul, pentru că asta trebuie să înțeleagă și asta e, cum să spun, esențial pentru cei care o să-l consulte, că voi nu v-ați luat materiale gata făcute din dicționare apărute în țările Europei Centrale, da? Ci v-ați făcut voi înșivă selecția și ați studiat literaturi întregi ca să puteți alege titluri și nume și toate alea este extraordinar. Și apoi să și scrieți și să și redactați și să le și faceți să sune toate uniform și într-un anumit fel. Deci nu, cei care o să citească produsul finit, nu o să-și dea seama niciodată de toate astea. Bun, cei care suntem, să zicem, vorbitori de limbă română și sunt majoritatea celor autorilor de fișe de dicționar, sunt români, atunci când au redactat, erau tineri cercetători români și e deliberată intenția de a-i pune în contact direct cu texte traduse din aceste literaturi care ne înconjoară, dar când lucrurile n-au mai fost atât de simple, în română sunt traduceri foarte bune, excepționale. Nici nu v-ați și-ar închipui privitorii noștri câte, aproape două treimi din romane sunt traduse. Dar când ele nu au fost traduse în română, am apelat de cele mai multe ori la specialiști din zonele respective, la vorbitori de slovenă, slovacă, poloneză, cu restul ne-am mai descurcat, pentru că și aici, la Timișoara și în Banat, ăsta era și motorul, sunt vorbitori și buni cunoscători ai multor literaturi zonale. Da, deci, Emma, revin la întrebarea mea cu perfecționismul. De exemplu, pot să am coșmare că pe un nume maghiar nu-i pus un accent corect, că în loc să fie tremă
sunt, nu știu cum se cheamă, două accente, câte un nume, că, de exemplu, e numele unui, și asta trebuie să ți-l semnalez în scris, unui personaj din Hrabal, capodopera O singurătate prea zgomotoasă, care a apărut și la voi inițial, un fel de-a doua variantă. E numele acestui Hanta, cu un A probabil lung, și după N, noi am văzut peste tot că e un fel de apostrof, dar care nu e apostrof. Dar care nu e apostrof pentru Dumnezeu, am confruntat cu variantele cehești. O să ziceți acum, domnule, când e așa criză în țară, când la Timișoara nu-i căldură, acum vă împiedicați de... Deci când lucrurile mari, pentru munca noastră, un detaliu ca acesta nerezolvat spune multe. Ce crezi? Cred că da. Cred că spune foarte multe. Gândește-te că eu, deci tu faci acum un instrument de lucru, da? Sau de lectură sau ce-o fi, pentru că se poate citi. Deci nu numai cei interesați și studenți și profesori și cei axați pe Europa Centrală pot să-l citească. Poate să-l citească oricine vrea, sugestii de lectură sau o imagine asupra unor anumite literaturi, da? Da. Deci ăsta va fi baza lui, el va citi ca pe un produs care trebuie, după mine, să fie cât mai aproape de varianta perfectă, pentru că el nu o să se ducă să ți-l caute pe Hanta să vadă dacă l-ai scris tu corect sau nu. Asta e treaba ta și a redactorului de carte, să o verifice și să o dea, și așa este. Orice virgulă și orice accent și orice literă este foarte importantă, la fel de importantă precum situațiile, da. Să nu mai, să trecem peste ele așa. Da. Eu asta spun, că eu cred că e un atestat de minim profesionalism. Să vezi niște nume grafiate greșit și în română te-ar deranja, să nu-ți fie pute, nu? Păi dacă pe tine te-ar scrie Babetti. Da, aș zice că-s din Italia și așa mă și prezint de mult. Babetti, da. Nu, asta este, asta este. Deci, toți mă întreabă, dar ce tot faceți atâta? Ce e atât de lucru? Și atunci simt că mă sufoc și, da, îți dau cuvântul ție. Păi e exact ce spuneam eu, că cei din afară nu o să-și dea seama niciodată de câtă muncă este în spate și... Este o întreagă echipă și fișele acelea au fost redactate de oameni diferiți. Ori ele trebuie supervizate, uniformizate și ca stil, și corectate, și verificate, și răsverificate, pentru că la o primă verificare nu prinzi toate scăpările. Asta și e. Asta e și la orice lectură. Și după ce ai să-l citești tu și ai să-l pigulești tu, care faci o treabă nemaipomenită și după tine se corectează foarte puțin, știm cu toți. O să trec și eu și o să prind și eu și cine o să se uite după mine o să vadă și după mine și cititorii când o să vină după aceea la editor să spun, uitați că acolo am mai găsit noi ceva. Adică o carte asta e un lucru continuu. Da, e perfectibil, bineînțeles. Acum, sigur că nu o să intrăm în chestiuni de fond, vorbim despre selecție. Aici o să, la toți o să fie toată lumea de acord, pentru că oricum nu prea sunt cunoscute aceste literaturi, dar la literatura română, dacă se va discuta, se va discuta probabil și în contradictoriu mult. Care crezi, dacă ai parcurs așa în șnur, în linii mari, dicționarul care ai predat, asta rog consemneze. Sigur că e predat. Așa arată acum. Da. A, bun. Sunt foile pe care citesc eu. Da. E sigur că are zonele lui de vulnerabilitate, de fragilitate, se pot discuta lucrurile, dar așa e și conceput. Ca un fel de operă deschisă, nu neapărat în sensul lui Eco, ci ca operă, ca o lucrare colectivă care își așteaptă cititorii, observațiile. Este clar că nu-l voi continua.
Crezi că ar fi interesant să se continue cu perioada 2000-2020? Noi nu. Deci aici nu. Niciodată. Nu. Eu zic că da, pentru că eu îți spun ce am descoperit eu. Bun, voi, Banat, Timișoara, cu Europa Centrală, poate sunteți mai familiarizați, pardon, decât suntem noi sau alții din alte părți ale țării. Poate asta, da? Deci eu știam Europa Centrală în momentul în care m-am apucat la acest dicționar, știam ce știam noi, zona geografică, atât, mai mult sau mai puțin. Și mă uit în dicționar așa răsfoind, și văd Primo Levi. Zic, mă, dar ce caută Primo Levi aici? De ce? Sau Italo Svevo? Sau din asta? Deci, e un instrument de învățat, da? Timpul merge, autorii ori să apară și cred că și interesul o să fie. Pentru că mulți o să descopere literaturi prin asta, o să descopere scriitori și cred că o să vrea să-i descopere și pe cei de mai încolo, care... Știi, care nu sunt încă prinși în el. E în prefața pe care am făcut-o și care e cam lungă, abia aștept cu inima strânsă să văd ce spui. E unul din ultimele capitole, sau printre ultimele capitole din prefață, se cheamă Destinații și Destinatari. Tu ca editor, și am zis acolo, e un instrument de lucru bun și pentru edituri. Pentru că sunt o mulțime, dar sunt totuși câteva romane care au un mare succes internațional, în afară de cel din țările lor, care nu sunt cunoscute în România și care nu sunt traduse, nici autorii, nici ca editor, te-ai putea ajuta de așa ceva, ai fi ispitit. Deci, e una din povești, da? Așa. Sigur că da. Când l-am văzut, m-am dus în primul rând să văd dacă îi văd prin el pe cei pe care îi știam deja de la Polirom, cu Andriciu, Gresici, Dani Lochiș și așa mai departe. M-am dus să văd ce se zice acolo despre ei. Dar tot citind, uite, mi-au rămas în cap, de exemplu, Fabrica de Var, dacă mai știa, a unui austriac, Thomas Bernhard, asta așa ce îmi vine acum pe moment, care m-a impresionat foarte tare povestea, nu o spun acum, că e așa, și care a spus, uite, o carte de publicat. Sau a mai fost aceea care m-a prins de la titlu și care se chema Fata Călău, se cheamă. Fata Călău, da. Și am spus, zic, măi, o fi din aceeași... Bun, după titlu am spus clar, uite, dacă aș fi editor, aș lua-o, fără să știu despre ce e vorba. După aceea am zis că, măi, Fata Călău, zic, oare o fi tot așa cu ăștia, cu Enciclopedia Morții, Tristețe, nu știu ce, ca să descoper, citind rezumatul pe care l-ai făcut tu, că nici pe departe, că e o satiră și așa mai departe. Deci, da, e un foarte bun catalog pentru editori. Da. Un foarte bun catalog. E drept, sunt romane de până în anul 2000. Asta, deci de asta spun că e păcat că nu e urmărit fenomenul ăsta în țările cu apariția romanelor generațiilor mai tinere din țările din jur, care sunt foarte spectaculoase, foarte prizate. Și la ei în țară și au foarte multe ediții. Dădeam un exemplu, e romanul unui sârb, Ștepanoviș, de care habar n-am avut și care are în Franța, în anii 70 e scris în sârbă, are 27 de ediții. Dacă poți să-ți imaginezi, 500.000 de exemplare vândute. Și noi nici da, deci e foarte ciudat. Asta e și un roman micuț, nu-i greu de tradus, deduc. Da. A citit în franceză. Da, e o zonă foarte puțin cunoscută, poate că a fost puțin promovată, pentru că știm că în ziua de azi promovare și ce scoți în față se și vinde automat și se caută și este vizualizat și așa mai departe și știm foarte bine că acum anglosaxonii dar e o zonă extraordinară. Eu am descoperit-o, ți-am spus, știind foarte puțin despre ea. Am descoperit-o și, da, cum spui tu, și idei de publicare și ar fi nemaipomenit să-i vedem pe unii publicați după aia în traducere la noi. Da.
Și te-aș mai întreba în încheiere, pentru că sunt calupuri de interviuri nu foarte lungi, dacă ți s-ar da pe mână o campanie de publicitate pentru dicționar. Nu-i meseria ta, dar totuși ai experiență în domeniu. Ce idei ți-ar trece acum ca un glonț prin cap? Vai de mine! Știi că eu am o parte ardelenească în mine, deci viteza mea e puțin... Da. PR. Deci eu cred că tot pe online aș face ceva serios. Este exact ce s-au gândit bufnițele să facă și noi facem parte din acest proiect al lor, da, care se întinde pe câțiva ani de zile. Și mi se pare o variantă... Deci ele fac o chestie nemaipomenită, că le știu programul, l-au trimis la un moment dat, nu mai știu dacă e cel definitiv sau nu, dar oricum e impresionant ce fac. Da. Și oricum viața se mută cumva pe online, sau cel puțin în perioada asta e mai mult virtuală decât reală. Da. Iana, dragă, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să particip la discuția noastră și la întâlnirile noastre. Ce să zic, să ne urăm putere, rezistență, sănătate, să ducem la capăt cărdita e cartea, care va avea câteva sute bune de pagini. Oh, da. O să lansăm corabia la apă, vânt în pânze. Îți mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc ție și fetelor care ne-au invitat. Mulțumesc mult pentru tot. Mulțumesc! Vă pup!